Invitata mea de astăzi este o femeie tânără, frumoasă, înțeleaptă, mamă și soție. Are o poveste de viață impresionantă, încărcată de emoții. Tatăl ei este un actor celebru care astăzi nu mai e printre noi. Doamnelor și domnilor, își deschide sufletul în fața dumneavoastră, Ioana Dichiseanu. M-am îmbrăcat într-o pijama de-a lui și m-am așezat pe patul lui, în dormitor, pe întuneric, și stăteam și plângeam. Efectiv, și-a dat sufletul și îl țineam de mână. Cea mai mare frică a mea, repet, este de singurătate. Nu suport singurătatea. Am avut un moment de cumpănă și am spus că înseamnă că noi nu putem funcționa. Seamănă pe alocuri cu tata. Uite, după atâția ani am decis că e mai bine să divorțăm. E dor să-l strâng în brațe, să-i spun că e cel mai bun tătic din lume. Ceea ce mie mi-a adus o alinare a fost să umplu casa cu pozele lui. Bună, Ioana, bine ai venit! Bine te-am găsit! Ești foarte frumoasă! Mulțumesc! Și ești neschimbată! Ei, da! Mă rog, tu tot timpul ai fost așa subțirică, firavă, așa, dar totodată puternică. Așa te-am văzut eu în aparițiile publice. Cred, da. Și să știi că odată cu experiențele din viață prin care trecem, ne dovedim că suntem puternici sau nu, în funcție de caz. Tu ești. Probabil. Cu toate că să știi că sunt o fire foarte sensibilă și emotivă și eu am așa ca un fel de scut. Probabil că par foarte puternică, dar în interiorul meu e o bătălie continuă între hai că poți și între nu mai pot. Cum ești în această perioadă a vieții tale? Sau cum ai descrie perioada asta? Foarte, foarte plină. Foarte bogată pe plan profesional. Așa. Foarte plină de emoții plăcute, surprize plăcute din partea Anastasiei. Așa. Pentru că e la școală și în fiecare zi vine cu câte ceva nou și îmi povestește ce a mai făcut ea și ce s-a mai întâmplat și plină de evenimente, plină de acum tocmai ce s-a încheiat și festivalul Ion Dichiseanu și pentru mine este un real succes pentru mine, repet, personal, pentru că am așa niște țeluri, niște obiective pe care vreau să le ating și cred eu că ușor, ușor mă apropii de ce îmi propun. Da, ai așa un obiectiv măreț pe care vrei să-l atingi? Adică care necesită, nu știu, ceva, mai multă răbdare sau... Da, ar fi unul. Adică, care e destinația? Destinația, nu știu, până la urmă, cum o vrea Dumnezeu. Așa e. Am eu un obiectiv, încă nu vreau să-l dezvălui, okay. Pentru că am o superstiție. Știi că, în general, în momentul în care spui și dai foarte multe detalii, parcă nu se mai împlinește. Cel puțin am pățit asta de vreo două ori și am spus că nu. M-am neguit. Dar cred că cel mai important lucru este sănătatea. Știu că sună banal și că toată lumea menționează sănătatea, dar chiar așa este, pentru că în momentul în care nu o mai ai, realizezi că degeaba ai orice altceva în jurul tău dacă nu ai sănătate. Tu, copilul tău, familia, soțul și așa mai departe. Nu poți să realizezi nimic, nu poți să faci absolut nimic fără sănătate. Ce te sperie cel mai tare? Am multe frici. Ai frici? Foarte multe. De o parte din frici m-am vindecat așa treptat după ce a plecat tata.
dar am dobândit altele. Adică a fost așa. Pe o parte s-au redus și pe altă parte au crescut. Am frică de singurătate, frică de boală, frică de... frica de, cred că mai mult de necunoscut, de ce îți rezervă viitorul, dar eu am așa o încredere în Dumnezeu, și, dar mi se pare că trăim niște vremuri extrem de tulburi și parcă tot ceea ce vine din exterior ne dezechilibrează pe plan spiritual, emoțional, și atunci îți creează și niște frici, nu știu, legate de război. Da. De orice altceva ar putea să vină în urma unui război. Da, am frici, dar cea mai mare frică mea, repet, este de singurătate. Nu suport singurătatea. Dar de unde? Că ai fost singură vreodată? Nu. Niciodată. Nu, niciodată. Așa înțeleg și eu niciodată. Din ce am văzut. Adică, n-ai... Și culmea este că se spune, mai aud fel și fel de life coach sau așa, psihologi, da, care spun că dacă nu îți place singurătatea, înseamnă că nu ești bine tu cu tine. Cu tine. Nu, eu sunt foarte bine cu mine. Eu mă plac foarte mult. Doar că îmi lipsește Anastasia, spre exemplu, când e plecată la școală. Mi se face dor de Adi. Țin să o sun pe mama tot timpul și atunci i-am spus, mama, hai, ca să nu mai stau pe telefon atâta, vino, mută-te la noi. Adică îmi lipsesc oamenii pe care îi iubesc, îmi lipsește enorm tata. Nu-mi place să stau singură să mă uit la un film pe care poate mi-aș dori să-l am cu cine să-l comentez, să discut despre o carte, despre o melodie. Da, ți s-a declanșat această frică la un moment dat sau dintotdeauna? Nu, dintotdeauna a fost așa, da, dintotdeauna. Nu mi-a plăcut. Când eram adolescentă, mai rămâneam singură acasă, dar nu singură în totalitate, pentru că era și sora tatei. Da. Mama și tata plecau la cumpărături și eu rămâneam și ascultam muzică, dar știam că e cineva acolo. Și mai intra tanti Jenica, așa îi spuneam, intra și spunea, ai nevoie de ceva, te ajută tanti Jenica? Nu, nu, sunt ok. Adică era o liniște undeva. Nu cred că s-a declanșat, dacă am fi să analizăm, știi, da, pe plan psihologic, da, sau traume sau ceva. Nu, nu. Pur și simplu asta e firea mea. Așa era și tata. Tatei nu-i plăcea singurătatea, îi plăcea să iasă, îi plăcea să se întâlnească cu oamenii, îi plăcea să ne aibă pe noi. Sociabil. Da, da. Tu ai spus că ești într-o perioadă acum foarte plină. Ești mulțumită de cum sunt lucrurile în viața ta privată, personală? Foarte. Foarte. De câți ani deja ești căsătorită cu Adi? Sau de câți ani suntem împreună? De aproape 10 ani. Dar când au trecut? Nu știu. Nu știu. Exact asta vorbeam cu el. Nu știu dacă este, dacă o să o luăm ca pe un avantaj sau un dezavantaj, că ni se pare că a trecut prea repede. Da. Da. Și... au fost niște ani foarte plini, foarte frumoși, timp în care am ajuns să ne învățăm unul cu celălalt, să ne descoperim unul pe celălalt și parcă dificultățile prin care am trecut, fie cu unul din părinții noștri, fie cu nașterea Anastasiei, pentru că în momentul în care se naște un copil, știi foarte bine, intervine oboseală, intervine... rutina, se schimbă cu totul și cu totul viața. Mergi, cine spune că nu? La maxim, exact. În anumite momente. Da, din cauza lipsei de somn, da. Și sunt alte priorități. Și cu toate acestea, uite că relația noastră, zic eu, e din ce în ce mai așezată, mai liniștită, da. Cum a început povestea voastră de dragoste? A început așa, foarte... Nici noi nu ne-am dat seama. A fost așa, dragoste la prima vedere. Bine, prima vedere, că probabil știați unul de celălalt. Da, el sigur știa. N-a fost dragoste la prima vedere, pentru că noi ne-am mai întâlnit în niște situații. El prezenta o emisiune și noapte, da. Exact. Și am fost invitată
împreună cu mama, am fost invitată și singură. Și atunci nimic? Nu, absolut nimic. A fost totul extrem de profesional, de protocolar, scurt și la obiect. Adică nimic care nici să... Nici o privire, nici nimic. Nu, absolut nimic, ne la locul lui sau ceva care să dea mie de gândit sau eu lui de gândit. Da. Nu. Dar nici nu, dacă îmi spunea cineva atunci... Da. Că vom fi o familie și că voi avea și eu o minunată fetiță cu el, nu aș fi crezut niciodată. Uite că s-a întâmplat. Și practic când s-a legat? S-au legat lucrurile în momentul în care am ales calea divorțului, da, pentru că nu mă mai simțeam... Știu, ai avut o relație lungă înainte. Lungă, da, și... Știi cum e? Sunt etape în viață în care înțelegi cine ești cu adevărat și de ceea ce ai nevoie. Și lucrurile nu mai stăteau așa cum mă simțeam eu. Nu mai eram eu. Da. Adică ajunge persoana de lângă tine să ți se pară că te transformă. Te transformă. Și atunci am ales că e mai bine așa. Și după ce am ales calea divorțului, s-a întâmplat așa, pe nepusă masă. Da, de obicei, da, poveștile acestea de dragoste adevărate, cam așa se întâmplă, știi? Da, eu sper că e de bun augur și sper că va fi și ultima poveste, adică ultima relație. Exact, da, până la adânci bătrâneți. Eu chiar simt că este, și acum când vorbesc despre el și mă gândesc la el, abia aștept să ajung acasă să-l iau în brațe. Te emoționează și după sclipirea în ochi. Ceea ce este foarte important, pentru că multe iubiri se sting după scurt timp, mai ales în zilele noastre, din păcate. Da, nu cred că e neapărat vina unuia din parteneri. Da. Se poate și societatea asta în care trăim și ritmul vieții, da, ajunge să te schimbe pe tine ca om și e adevărat că uneori trebuie să lași la ușă în momentul în care intri în casă, să lași la ușă alte probleme sau lucruri care ar putea să pericliteze relația. Dar e greu să faci asta. E greu și cu toate astea, o relație sănătoasă din punctul meu de vedere trebuie să-ți ofere și confortul de a te desfășura, de a fi tu. Adică să ai cui să te confesezi, să ai un număr pe care să plângi, dar important este cum o faci. Adică să o faci în așa fel încât să nu îi dai partenerului de înțeles că e din cauza lui sau că cine știe ce... Da. Adică e foarte important să ai un echilibru în tot ceea ce spui și în tot ceea ce faci în relație. Și eu cred că... Ați reușit să găsiți rețeta a voastră. Da, a noastră. Uite, îți dau un exemplu. La începutul relației, Doamne, dacă nu, cred că ne ciondăneam pe românește. Din orice fleac exista o discuție în contradictoriu și spuneam, nu se mai poate, nu, după o săptămână, două, o lună, știi? Și se enerva, Adi se enerva foarte repede, e și săgetător din acela care zodie de foc. Imediat, exact. O flamă și e de ajuns. Eu sunt și zodie de aer, sunt o balanță care întețește focul. Și am ajuns la concluzia că e mai bine în momentul în care îl văd că e nervos, din orice motiv, să-l las până se calmează. Chiar dacă eu în sinea mea îi spun de multe ori, te iubesc, dar atât de mult, îmi vine câteodată. Să te strâng de gât. Să te strâng de gât cu drag. Da, dar cred că lucrurile astea există în toate relațiile. Nu cred că există o relație perfectă. Cine spune că nu se ceartă sau că... Vai, la noi nu există discuții, vai, la noi... Nu cred în așa ceva. Acum depinde cum sunt discuțiile
până unde se întind, cât de des sunt discuțiile, știi? Da. Aici, că fără discuții sau fără ciondăneli, nu, nu se poate. Nu se poate. Până la urmă e și sănătos să se întâmple. Da, pentru dar că... nu foarte des. Da, nu foarte des și să știi că eu cred că discuțiile astea în contradictoriu într-un cuplu sunt, le-aș putea compara cu acele cutremure mai mici. Da. Adică e de preferat o intensitate mai mică și mai des. Da. Decât cele mari și de intensitate. Care cauzează un dezastru. Exact. Da. Adică eu cam așa aș face o comparație. Și bineînțeles, dacă știi să-ți păstrezi respectul. Dacă se pierde respectul, parcă nu, da, nu mai e... E complicat. Nu știu dacă și la alte popoare se întâmplă asta, dar... Acum să nu se supere cei care ne privesc, dar se știe că la români există acest obicei de a avea și cuvinte cred că și la alte neplăcute popoare. La adresa partenerului într-o discuție din asta aprinsă, știi? Cred că și în alte... Probabil că există, da, și cu siguranță. Situație, dar na, noi vorbim despre noi. Și cred că ar trebui evitate lucrurile astea, că lasă răni. Da, așa este. Lasă urme, lasă răni și în momentul în care se va ivi o altă situație, te-amintești. Noi femeile oricum luăm din anul 1900, eu cel puțin așa sunt. Nu mai știi la dat de ce ai făcut? Și se uită de la mine și spune: nu, îți spun eu că așa e. Îți mai amintești cum, care a fost primul, îți mai amintești, probabil cu siguranță îți amintești, primul vostru așa contact, adică cum, el a fost cel care a făcut primul pas sau tu? Sau prima noastră întâlnire ca și potențial iubiți. Da. Sau cine a făcut primul pas? Cum a fost? Ca să fiu foarte sinceră, nu mi-am mai aduc aminte. Nu, dar cred că au curs lucrurile cumva firesc, pentru că am început să discutăm foarte mult și, nu, sincer, uite, m-am blocat. Nu mai mi-aduc aminte. Cred că nici el nu-și mai aduce aminte. Nu, nu. Important e prezentul. Da. Știi cum e, destinația, da, contează. Ei, acum ce, nu știu, prima întâlnire sau așa mai oficială în calitate de iubiți, cum a fost, cum s-a desfășurat, te-a cucerit? E foarte romantic, el asta e foarte romantic. Da. Te-a cucerit așa prin romantism sau e mai... E pragmatic? Foarte afectuos, e foarte tandru, e un om foarte cald. Mm-hmm. Și pe undeva, vezi că iarăși revenim la, da, psihologie, așa, că o femeie caută în partenerul ei trăsături din ale tatălui. Tatălui, da. Și seamănă pe alocuri cu tata. E, repet, romantic, e tandru și m-a cucerit cu... e foarte calin, așa, are o finețe în gesturi când vrea să te cucerească, este. Și responsabilitățile în cuplu le-ați delimitat destul de bine sau încă nu? Nu, cred că au venit așa, de la sine. Nu a fost o delimitare să-i spun, știi, uite, tu te ocupi, duci gunoiul, da, și... Nu, sunt seri în care... Cel puțin când era Anastasia bebe, da, m-a ajutat și mai mult. Sunt seri în care, nu știu, ne ajută și pe mine și pe mama, spală vasele, zic, dar lasă că mă ocup eu. Nu, 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 că îmi pun gândurile în ordine și bine, atunci mă duc să-ți calc. Eu, da, mă duc și-ți calc. Da, super. Da. Da, de când ați început să fiți un cuplu, ai văzut în el un potențial soț, tatăl copilului? Da, da, clar. Ai simțit a fost asta? Da, am simțit asta și el... Se spune că femeile simt. Și el mi-a mărturisit că își dorește un copil și pentru mine a fost o binecuvântare, pentru că este mare lucru să găsești un bărbat care să te privească nu doar ca pe o iubită, da, dar și ca pe mama viitorilor copii, dat fiind faptul că el o mai are și pe Amira. Da, și știu. Norocul meu a fost faptul că Amira m-a primit
cu brațele deschise și a fost foarte... Important aspectul ăsta, da. Că da, e, da. Da, mă consider o norocoasă. Am auzit de situații în care... copiii din alte căsnicii erau reticenți. Foarte reticenți sau care să încerce să... Da, și să creeze anumite impedimente și nu, din partea Mirei niciodată, nu, ba dimpotrivă, în anumite situații îmi lua apărarea. Da, și se înțelege bine și cu Anastasia și l-am văzut și în raport cu Amira, că era foarte grijuliu, foarte atent, să nu se lovească, să... era foarte protector și atunci am spus... E clar. E bine. El este. Mi-ai spus că ai regăsit în Adi niște trăsături ale personalității tatălui tău. Da. A fost un moment greu atunci când l-ai pierdut pe tatăl. Foarte greu. Cel mai greu probabil de până. Da, da. L-am definit ca cea mai urâtă perioadă, pentru că a stat aproape 6 luni în spital. Iar momentul în care efectiv și-a dat sufletul și îl țineam de mână, pentru mine a fost traumă. Și încerc, mă lupt și acum cu ziua aceea. Recent s-au împlinit 3 ani. De când tata ne-a părăsit și mă întreba Anastasia, dar tu-ți mai aduci aminte mami de ziua aceea? Și zic, mami, tot îmi aduc aminte din ziua aceea, dar prefer să încerc să uit. Și m-a luat Anastasia în brațe, ea nu cred că a conștientizat, nu cred că a înțeles foarte bine momentul, era mult prea mică și acum, dar încerc să mă confrunt cu durerea asta zi de zi și să găsesc alte lucruri care să mă facă să uit și să trec repede peste. Vă mai doriți copii? Ne mai dorim, dar dar încă nu, încă cred că m-am obișnuit cu binele, cu Anastasia, a trecut de perioada, exact, a trecut de perioada aceea. Da, deja e domnișorică, deja discutăm altfel, da, se descurcă, ba chiar mă ajută, vine la mine și îmi spune, mami, cu ce te ajut? Vrei să te ajut? Întind eu rufele. Da, și cred că și relaxarea asta prea mult nu e în regulă. M-am obișnuit noaptea să dorm cel măcar 6-8 ore legat, ceea ce contează foarte mult. Probabil într-un viitor foarte apropiat, pentru că nici prea îndepărtat nu e în regulă, mai ales pentru noi ca femei. Da, ne dorim. Acum vom vedea și ce ne rezervă destinul. Repet, dacă mi-ar fi spus cineva acum 10 ani că voi fi aici astăzi, cu tot acest bagaj și cumul de situații trăite în cei 10 ani, nu aș fi crezut. Așa că îți vedem unde ne duce. Este incredibil. Nu știu, dar îmi amintesc că în căsnicia anterioară tu ai vrut să ai copii, cred, sau nu știu, era doar o chestie de presă și nu s-a întâmplat. Nu, chiar așa a fost. Eu îmi doream și când el nu-și dorea, îmi doream eu. Da. Când eu nu mi-am doream, a spus el, bine, hai că în sfârșit. Dar... Și nu s-a întâmplat. Nu ca să vezi, întâmplat. Incredibil, de fapt, cum a fost soarta. Trebuia să exact, ai un trebuia să vină pe lume, da. Să vină pe lume Anastasia cu tăticul ei, Adrian. Da, așa a fost să fie. Și cred că avem de învățat din fiecare etapă a vieții. Și probabil acea perioadă a fost necesar să o trăiesc pentru a avea niște lecții de învățat și important este să știm ce avem de făcut pe viitor. Da. Știi, tu practic mă gândesc așa că ai fost ținut în acea relație ca să poți să te întâlnești cu Adi cumva. Dacă, probabil, nu știi, știu. Știi cum le aranjează Dumnezeu în așa fel încât cei care sunt meniți să fie împreună și da, să se întâlnească la un moment dat. Și dacă unul e
ocupat sau dacă amândoi sunt ocupați un pic, până se întâlnesc, trebuie să-i țin acolo și poate să-și învețe și niște lecții. Da, clar asta. Ai trecut și prin, în calitate de copil, și prin momentul divorțului părinților. Da. Și a fost foarte dificil, și acel moment, da. Da, tu aveai vreo 20 de ani cam, când s-a întâmplat. 21 neîmpliniți. Neîmpliniți. Cumva simțeai dinainte că se va întâmpla sau te-a luat prin surprindere? Nu, pe mine chiar m-a luat prin surprindere. Existau discuții în familie, ca în orice familie. Dar nu m-aș fi așteptat niciodată că se va ajunge concret la divorț, dat fiind faptul că ei se iubeau. Adică eu știu ce am văzut în familie și cred că a fost o chestiune de orgolie acolo. Doi blegi, că exact asta le-am și spus. Sunteți doi blegi, că după ce au redevenit prieteni și mama s-a mutat la noi după ce am născut-o pe Anastasia, legătura a fost mult mai strânsă și din ce în ce mai strânsă, poate și datorită Anastasiei. Dar ei s-au înțeles bine și la momentul divorțului și imediat după ce au divorțat, se auzeau, vorbeau la telefon, mama venea în vizită, țineau legătura în continuare, adică asta m-a surprins și le-am spus, sunteți doi blegi care au divorțat din motive, din motive de, chiar puerile. Da, mă rog, presa a speculat că ar fi fost din cauza diferenței de vârstă, că era o diferență mare de vârstă între ei. De cât 20 de ani? 34. 34. Da, nu, 20 de ani avea mama când m-am născut eu. Te-ai născut tu. Da. Așa, o diferență foarte mare de vârstă. Da, dar tu, ai sesizat lucrul ăsta care ar fi fost un impediment în relația lor, adică la momentul respectiv? Nu, niciodată. Dimpotrivă, îl priveam pe tata ca fiind cel mai modern și era un om foarte deschis și noului și energic, da, și el spunea, hai să mergem, hai păpușa, că așa îi spunea mama, hai păpușa, mergi cu mine, că era invitat, da, fel și fel de evenimente. Și mama spunea, nu, Tichi, lasă, că eu stau acasă. Nu, vii cu mine, păpușa, vii cu mine, cum, eu singur, fără tine. Da. Nu am simțit deloc în casă că ar fi fost vorba de diferența de vârstă, absolut deloc. Ba chiar, cred că această diferență de vârstă este benefică într-o relație. Pentru că când oricum, așa, exact, oricum bărbații se maturizează ceva mai târziu, spre deloc. Spre deloc. E adevărat că și unele femei, să nu generalizăm, ca să nu se supere domnii pe noi, da. Dar, în general, da, așa este. Bărbații se maturizează ceva mai târziu și cred că e benefică o diferență cât de cât în relație. Acum depinde. Nu sunt reguli universal valabile. Dar niciun caz nu seamănă cu exact, celălalt. Nu poți să dai sfaturi sau să spui da, din cauza diferenței de vârstă. Nu din cauza diferenței de vârstă. Sau sunt cazuri în care femeia este mai mare și bărbatul este mai mic. Și cu toate astea se înțeleg și trăiesc o viață împreună. Deci depinde foarte mult de personalități, de tipul de caracter, de ce țeluri au împreună, dar și de acele orgolii sau nu. Cine lasă mai mult de la el și cine nu. Între tine și Adi, ce diferență de vârstă? 10 ani. 10 ani. Fix. E potrivită. Eu zic că e o diferență benefică. Da. Ai trece peste un moment de infidelitate? Nu, niciodată, recunosc. Nici el nu ar trece peste un moment știi de infidelitate. Că la bărbați e cumva clar, dar știi că femeile mai trec. Eu am avut invitate care au spus cu seninătate că da, că ce mare lucru. Nu, eu nu aș putea trece. Adică nu aș mai putea să-l mai privesc la fel cum l-am privit până la momentul respectiv. Să știu că a atins altă femeie sau că a privit o altă femeie în felul în care mă privește pe mine. Da.
Păi n-aș mai putea să mai stau în pat noaptea să-ți spun noapte bună, te iubesc. Nu, noapte bună să vezi ce-ți fac eu ție. Nu, la revedere, adio, mi-a părut bine, încântată de cunoștință. Nu, n-aș putea. Ești o fire geloasă? Probabil că sunt geloasă, nu știu, că până acum nu mi-a dat motive. Adică, cred că și o doză din aceea de gelozie, de gelozie în joacă, e necesară ca să-i dai semnale partenerului că te interesează, că încă ești, reprezintă o atracție pentru tine. Da. Dar nu o gelozie din aceea bolnavă, nu stau să-i verific telefonul, dar cine îți scrie, dar cine ți-a trimis mesaj, sau nu mă interesează, pentru că știu că mă respectă și în momentul în care ar alege să facă un pas către altă femeie, înseamnă că punem punct, pentru că n-am de ce să stau cu frică, să trăiesc cu frica în sân. Aoleu, vorbește cu altcineva sau aoleu, se vede cu nu știu cine. Da. Ce o fi făcând cu persoana respectivă? El, spre exemplu, de dimineața de la 8, de când o duce pe Anastasia la școală, până seara uneori la 9 sau 10, este plecat la redacție, da, la muncă. Și ce ar însemna? Să stau atâtea ori să zic, da, astăzi filmează cu nu știu cine, astăzi da, cine știe ce mai face... Sau ce angajate are pe acolo. Da. Nu! Pur și te-ai simplu. Te-ai dus așa să faci să vezi cam ce fete sunt pe acolo pe la birou? Nu! Nu. Nu, mai are el momente când îmi spune iubire, dar poți să iei telefonul, că îi scrie cineva și nu poate să, da, să mânuiască telefonul și mă roagă pe mine. Zic, stai liniștit că pot să iau telefonul, dar nici nu știu să umblu cu el. Adică... Da. Deci nu îi cauți în telefon. Nu. El ție? Nu. Nu, de asta spun că eu cred că am ajuns la un punct al relației în care... Dar au fost în trecut? În trecut, da. În trecut, da, mai la început, da. Eu lui nu prea... Că nu, repet, nu mă descurc cu telefonul lui. Nu mă descurcam. Ce telefon are? Ce telefon are? Are un telefon foarte dubios. Da, nu, mai aveam eu tentative să mă uit, să trag cu ochiul, bun, așa, da, dar asta au chiar la început, cred că în primele luni, primele câteva luni, și da, apoi am stat... Încă nu știi. Da, nu știi exact persoana, da, 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 cu care ești, cum este, în adevăratul sens al cuvântului și asta și m-am gândit, de ce? Adică, da, pentru ce? Este super obositor și te consumi. Te consumi, da, de ce să... Trece viața pe lângă exact, tine. Exact. Și nu. E foarte bine așa. Foarte bine așa. Da, oricum o femeie simte și chiar și un bărbat simte în momentul în care... Într-o relație ceva... închegată, normal că simți. Exact, dacă ceva s-a schimbat sau dacă ceva... Ceva e putred în dare marca. Scârție. Da. Mi-ai spus că Adi este romantic. Este și generos? Îți face cadouri? Este, da, este. Este. Vine cu flori, fără o ocazie anume. Bine, cadouri. Mai are momente. Cadouri, să știi că este foarte... Seamănă cu tata. Așa. Din punctul ăsta de vedere. De cardul. Nu cardul, nici chiar așa. Nu că nu accept eu. Am și eu cardul meu. Păi da, dar când e vorba de un cadou, ca să nu greșească, zice, iubirea mea, ia cardul, alege ce vrei tu, nu, ca să nu dau greș. Nu. Da. Mă întreabă, ce ți-ai dori, ce ți-ar plăcea? Eu, nu, nimic, nu, nu-mi trebuie nimic, am tot ce-mi trebuie. Zice, da, hai, te rog, totuși. Și atunci, uite, bine, poate că mi-ar plăcea un anumit lucru. Dar cred că lucrurile mărunte, faptul că vine, întotdeauna are grijă, dacă îi spun, știi că mă simt rău, sau are întotdeauna grijă să-mi aducă ce am nevoie. Lucrurile acestea sunt mult mai importante decât dacă mi-ar aduce, nu știu, o mașină decapotabilă afară și să știu că, apropo de alte femei, se duce cu alta. Nu, nu m-ar încălzi lucrul ăsta. Țineți și mașina, du-te și cu pătuca. Și la revedere. La revedere, drum bun. Sunteți un cuplu sudat, așa mi-ai zis, și sper. Că,
sunteți în armonie. Deja 10 ani au trecut, practic v-ați descoperit rețeta voastră. E important să muncești zi de zi ca relația să funcționeze și să fie armonioasă sau odată ce te-ai căsătorit, gata, nu mai trebuie să faci nimic? E important, dar știi că această muncă, da, nu e o muncă propriu-zisă, adică nu cred că trebuie făcut un efort prea sau mare. Să fie un stres. Exact, adică în momentul în care această dorință de a funcționa relația devine un stres, după cum ai spus, sau devine către deja supliciu, da, nu mai e o plăcere, nici relația, nici ceea ce faci, adică nu mai iei nimic cu bucurie, nu mai privești cu drag. Important este să înțelegi că fiecare are calitățile și defectele lui. Dacă atârnă mai mult, eu-s balanță, balanța aceea cu talerele și într-un taler pun calitățile și în celălalt defectele și încep să mă gândesc ce cântărește mai... A ieșit pe plus. A ieșit pe plus, da. Da, da, și practic munca, cu ghilimelele de rigoare, este să îl înțeleg și să îl accept așa cum este el, cu momentele lui de nervozitate sau de oboseală sau uite, de multe ori ne contrazicem cu privire la vacanțe. Unde să mergem? Eu sunt cu vacanțele mai liniștite pe malul mării, cu soare. Dacă mă las în soare, sunt cea mai fericită, nu-mi trebuie absolut nimic. El e cu vacanțele foarte active. Să viziteze. Să viziteze non-stop, să viziteze. Și spun, te rog, nu acum. Bine, uite, facem acum ca mine și data viitoare. Adică încercăm să ajungem la un numitor comun. Dacă lucrul ăsta devine un chin, atunci da, mai bine nu. Dar ca dovadă că în timp ne-am acomodat, ne-am armonizat, da, da. În acești 10 ani ați avut momente de cumpănă când s-a pus problema despărțirii? Sigur, da. Până să se nască Anastasia, am avut un moment de cumpănă și am spus că înseamnă că noi nu putem funcționa, înseamnă că nu suntem predestinați. Cu toate că exista și există o foarte mare atracție între noi și cred eu că există o chimie între noi doi, atunci, la momentul respectiv, probabil era un moment nepotrivit și din partea lui și din partea mea, că nu pot să-mi explic altfel, nu fuzionau, da, caracterele noastre, personalitățile noastre. Și cu toate astea, din prea multă iubire și din prea mult drag, probabil, unul de celălalt, am ales să continuăm. Și uite că din acea continuitate a venit și Anastasia. Și culmea este că se spune că după ce vine un copil pe lume, pune relația la încercare. Da. Ne-am certat din ce în ce mai puțin, discuțiile au fost din ce în ce mai reduse și parcă liniștea și iubirea unul față de celălalt au crescut. Da. Știi că se mai spune că un copil nu rezolvă problemele în cuplu. Da, așa este. Dar înseamnă le poate că, accentua. Da. Înseamnă că nu erau atât de grave problemele. Da, clar. Clar asta. Totul a fost bine, da, după aceea. Păi am mai spus că noi cele mai multe discuții le aveam din cauza unor lucruri absolut banale, chestiuni minore, din care se ceartă toată lumea. Cum vezi viața sau cum ți-ai dori să arate viața de acum încolo? Adi are un program încărcat, da, prin prisma meseriei. Ți-ar plăcea să fie mai mult pe acasă? Că, apropo, că spuneai că nu-ți place singurătatea. Da. Adică să petreceți mai mult timp în familie, să... Cred că petrecem timp împreună, doar că, dat fiind faptul că ritmul societății este, da, de așa natură, încât și eu cu proiectele mele și el cu serviciul lui, suntem puțin așa
când chiar făceam o glumă cu el, zic, vezi, eu muncesc când toată lumea are liber și tu muncești când eu am liber, așa că e un echilibru și aici. Dar da, mi-ar plăcea, pe undeva mi-ar plăcea să fie mai mult timp acasă, pentru că îmi place prezența lui, mă simt bine în compania lui și... Îți place în România sau ai avut în minte vreodată să vă mutați în altă țară, de exemplu? Avem. Aveți. Da, ne-am dorit să ne mutăm, încă nu știm unde. Hai că îmi spui despre asta după publicitate. E dor să-l strâng în brațe, să-i spun că e cel mai bun tătic din lume. Atât de tare cum a fost pierderea lui, nu. Uite, după atâția ani am decis că e mai bine să divorțăm. Am avut tentative de împăcare? Da. Înainte de publicitate, îmi spuneai că v-ar plăcea să vă mutați în altă parte, într-o altă țară. Aveți această idee? Da, ne-ar plăcea. Mai mult Adi este genul acela care și-ar dori. Cu toate că și eu și el suntem legați de... Da. De pământul acesta. Stau și mă gândesc de multe ori. Știu că poate sună... puțin absurd așa pentru unii, dar stau să mă întreb dacă eu aș pleca din țară, mă gândesc ce s-ar întâmpla la mormântul tatei. Adică sunt prea legată de tot ceea ce înseamnă România și știu că nu e o țară perfectă și are foarte multe lacune și multe lucruri de remediat, dar cu toate acestea e țara în care m-am născut și n-am ce să fac. Nu neapărat că o iubesc, dar mă simt foarte legată de... Dar de plecat... Ce te-ar tenta? Ce țară? M-ar tenta Italia, m-ar tenta Portugalia. Portugalia? Da, dat fiind faptul că am apărut și pe prima pagină a celui mai important ziar de știri de acolo. Da. Deci am fost... adică m-aș descurca acolo, aș fi în elementul meu. Ne tenta și Grecia... Pe Adi îl tentează Malta. Deci cred că mai mult nouă ne place să mergem în vacanțe. De fapt. Da, se spune că una e în vacanță, alta este să te muți definitiv. Este adică cu totul altceva. E altă atmosferă și cred că ești și privit altfel. Adică mai ești un simplu turist care vine și pleacă. Deja ești un cetățean acolo care trebuie să plătească taxe, impozite și să trăiască în legile respective. De acolo. Da. De ce ți-e dor când te gândești la tatăl tău? De tot. De tot ceea ce a însemnat el. E dor să-l strâng în brațe, să-i spun că e cel mai bun tătic din lume, ca așa-i spuneam. Îmi e dor de vocea lui, îmi e dor să-l sun, să îi spun, gata, tati, am ajuns, pentru că îmi spunea întotdeauna, sună-mă, te rog să-mi spui că ai ajuns. Bine. Bine. Acum o sun pe mama, de multe ori uit și mă ceartă. Dar mi-este dor de glumele lui, de atmosfera pe care o crea. Avea o energie foarte frumoasă și crea ceva frumos în jurul lui. Și ceva optimist, pozitiv și se schimba atmosfera în casă când era el. Acum Anastasia i-a luat locul și cu glumele ei și cu carisma ei. I-am spus, ești toată bunicu. Da, i-ai reproșat vreodată mamei tale că a divorțat de tatăl tău? Nu, nu. Cum a avut ea inițiativa, din ce mi-amintesc? Sinceră să fiu, nu mai amintesc. A apărut în presă. Dar știu că le-am reproșat amândurora. Le-am reproșat amândurora, am zis ca să nu se certe. Dar cum te-au anunțat?
Mama a anunțat pur și simplu că, uite, după atâția ani am decis că e mai bine să divorțăm și bineînțeles că am început să plâng pentru că ei erau cei mai buni prieteni ai mei. Și îmi imagineam, m-a speriat, da, că mă gândeam ce se va întâmpla cu mine, adică... Și cu tot universul pe care îl aveai. Tot ceea ce însemnam eu, eram jumătate mama, jumătate tata. Și sunt jumătate mama, jumătate tata. Și atunci, în momentul acela, erau așa o avalanșă de gânduri în mintea mea. Mă gândeam, Doamne, dacă se va supăra mama că mă văd mai mult cu tata sau invers. Și atunci, da, a fost o sperietură, dar uite că Dumnezeu a făcut în așa fel încât lucrurile să fie pe făgașul normal și frumos. Da, ți-a fost frică că fiecare dintre ei își vor găsi alți parteneri și că... Da, în acel moment, da. Îți imaginai că, uite, mama o să fie cu altcineva, poate tata cu altcineva și... Da, îmi imaginam și exact în momentul în care m-au anunțat, le-ai cerut. Ți-am spus că a fost așa avalanșa aceea de gânduri și printre care a fost și acesta. Și spuneam, Doamne, dar eu cum ar fi să mă întâlnesc? Mi se părea așa ciudat, dar ușor, ușor și-au revenit lucrurile. Și ei. Și după aceea au avut o relație foarte frumoasă, bună. Da, de prietenie. Se sunau unul pe celălalt, se vizitau, păstrau legătura, mai venea mama pe la noi mulți ani, inclusiv... Au avut tentative de... De împăcare? Da, da. Da, dar personalitățile lor fiind foarte, pe undeva foarte asemănătoare și pe alocuri extrem de diferite. Și în momentul în care, nici nu pot să mă pronunț, pentru că, știi, nici mie nu mi-ar plăcea să vorbească altcineva despre relația mea. Atât strict din afară, perspectiva copilului. De copil. Ei s-au iubit și s-au asemănat foarte mult, dar în anumite chestiuni și anumite privințe unul nu știa cum să-l ia, cum să discute, cum să explice, cum să pună probleme. Exact. Și atunci asta cred că a fost. Tata uneori era foarte, foarte dur și foarte, chiar dacă el în general era omul acela blând și bun și răbdător și înțelept, avea momentele lui în care, în momentul în care se enerva, nu vroiai să fii în fața lui. Nu, vroiai pur și simplu să fugi, să te înghită pământul. Da. Și mama la fel, chiar dacă era copila aceea care a rămas și astăzi. Astăzi este o copilă. Când o văd, mă uit la tenul ei, zic, Doamne, dar ar Domnul să arăt și eu așa. Dar și în comportament și-a păstrat o inocență și o candoare și copilul acela, știi cum e, eu vreau acum. Da. Și fiind diferențele acestea, probabil că asta s-a întâmplat. Da, ea a simțit cumva că n-a putut să-și dezvolte cariera și mai mult, pentru că tatăl tău poate o eclipsa deja, că el era la nivelul la care era? Nu, pentru că nu a vrut. Nu a vrut. Nu. Ei s-au cunoscut, mama luase trofeul la Mamaia și s-au cunoscut în drum spre un spectacol. Și că toată lumea scrie că s-au cunoscut, că mama participa la un concurs de interpretare. Nu, eronat! Participau amândoi la un spectacol și s-au cunoscut în microbuz. Da. Și Luigi Ionescu a fost cel care le-a făcut cunoștință. Și tata a plăcut-o foarte mult. A fost, cum ar fi spus el, cu de fudră.
Da, și mama l-a îndrăgit, a atras-o foarte tare, doar că reputația lui de Don Juan nu a fost foarte încurajatoare. Da, dar în momentul în care ei s-au cunoscut, nu mai știu ce spuneam. Nu, da, spuneam că că ea nu și-a dorit să-și ducă cariera la alt nivel. Da, adică... scuze, vezi, avalanșa de gânduri. Păi da, așa e într-o discuție. Nu, ea era deja cunoscută și mergea la evenimente și avea o grămadă de spectacole și turnee. Și a fost și colaboratoare la Teatrul Constantin Tănase, o perioadă. Și în momentul în care m-am născut, ea a ales să rămână cu mine. Da. Și a fost exact perioada aceea foarte ciudată de tranziție, da, după 89, după Revoluție, când eu eram încă foarte mică, aveam 2 ani la Revoluție. Și se știe, e bine cunoscut faptul că pentru artiști nu a fost o perioadă extraordinară. Și atunci, practic, ea a trebuit să o ia ușor, ușor, nu de la zero, dar să renască. Da. Dar nu a vrut. Ea s-a simțit foarte protejată și bine. S-a simțit confortabil. Exact, în postura în care pe care și-a ales-o până la urmă. Și tata a încurajat-o pentru că știa foarte bine ce lume urâtă este... în culise. Da. Știm foarte Știm. Bine. Da. Așa este, din păcate. Da. E frumos pe scenă, exact. E tot clipici. Da. E strălucitor, sunt numai un zâmbet, dar culisele nu sunt ceea ce se vede pe scenă. Mama ta ce face acum? Adică ea mai apare din când în când, dar nu foarte des. Nu foarte des, pentru că ei în general nu prea-i plac... aparițiile care a nu suferit. Prea au legătură. Da, nu știu, lumea care judecă, care comentează, care, adică am impresia că pe ea o deranjează lucrurile astea. Nu, s-a călit și ea, nu? da, s-a călit, că avea și tata o vorbă și ne-o spunea amândurora. Așa. Lasă lumea să vorbească, ăsta este rostul ei. Da. Bună vorbă. Da, pentru că n-ai ce să faci. Oameni care nu te cunosc și te comentează, asta este. Sunt probabil neîmpliniți cu propriile vieți și asta n-ai ce să le faci. Dar nu, mama refuză anumite apariții, dar ea se ocupă acum cu evenimentele, cântă foarte mult, e foarte activă, asta, da, foarte activă. Ea de 8 ani merge la mare. Și are spectacole. Da, exact, vară de vară. Și de 3 ani sunt și eu, de 2 ani, de fapt anul acesta este al 3-lea, sunt și eu colegă de litoral. Cântăm în aceeași locație și face ceea ce îi place până la urmă. Cântă, pentru că asta, Revelionul ne-a prins cântând... Alergăm, pentru că asta e viața de artist. De artist, da. Tu, când a trebuit să-ți alegi meseria, te-au influențat părinții? Da, clar. Adică, sau ți-au cerut să urmezi această direcție, sau... Nu. Pur și simplu așa te-a influențat din cauza atmosferii sau datorită atmosferii din casă și cumva ai prins drag de... Păi, influențată am fost pe partea asta artistică, pentru că în momentul în care deschizi ochii doar pe repetiții, teatru, filmări, muzică, televiziune, e clar foarte mari, exact, să exact. Pe această cale. N-am fost foarte bună prietenă cu matematica. Dar da, de influențat m-am influențat în sensul că tata m-a sfătuit, eu vroiam muzică să fac. Am terminat liceul de uman cu profil uman filologie și ajunsesem la momentul în care trebuia să-mi aleg și ce facultate să urmez. Și am vrut un ATC. Așa. Inițial vroiam muzică, dar tata îmi spunea, ce o să faci, conservatorul? Este foarte complicat și la conservator este... cu totul și cu totul altă atmosferă și altceva. Și am zis, bine, un EATC. Pentru un EATC
Inițial tata voia să fac medicină, dar am spus nu, nu. Mulțumesc. Nu, pentru că se știe foarte bine, în primul an se face și practica aceea, da. Oarecare practică despre care nici nu vreau să spun și da. Mi se pare, eu n-aș fi suportat. N-ai rezistat, da. Și pentru un EATC vorbise tata să mă pregătească regretatul Adrian Pintea. Și am stat eu mai bine și m-am gândit, dom'le, dar dacă mi se dă mie un rol așa. În care trebuie să am o scenă, în care cine știe ce trebuie să fac. Să te pupi cineva, să te mângâi. Exact, să mă mângâi. Și am zis, nu cred că e de mine. Am făcut o pauză și după aceea s-a îmbolnăvit Adrian Pintea și cu toții știm da, ce s-a întâmplat. Și ulterior a spus tata, dar de ce nu încerci tu regie de film și televiziune? Păi îmi place, știi, că nu mă văd. Nu... Și tata mi-a explicat, da, tăticu, da, e altceva, pentru că tu poți să faci un film și să te distribui. Da. Cum făcea Sergiu Nicolaescu. Da. Da, dar nimeni nu poate să-l... Da, bine, am înțeles, ca rețeta. Exact, rețeta. Bine, tata, hai! Și de dragul lui, ca să nu spun de, da, așa. De gura lui, că nu a fost așa, că până la urmă doar m-au îndrumat. Dar alegerea a fost la mine. Și am stat, am analizat așa, am pus în balanță și am concluzionat că până la urmă e ok, am terminat facultatea de regie de film și televiziune. Nu mi-a plăcut, n-am profesat, nu-mi place nici acum. Tot muzica e pentru mine. Și uite că până la urmă tot cu muzica mă plimb și alerg și este jobul pe care îl am. L-ai îmbrățișat. Da. Îți dorești așa să scoți o anumită piesă care să fie hit? Adică visezi la asta? Ai nu. Această ambiție în nu. Direcția asta? Nu. Nu, pentru că în general hiturile acestea sunt acum, la ora actuală. Da. Promovate și fabricate cu bani, da. Da, pentru că se plătesc toate difuzările la radio și știm foarte bine din ce case de producție fiecare artist are, aparține de o casă de producție și cred că melodiile care sunt hituri cu adevărat ajung undeva în umbră și nu am ambiția asta. Prefer să cânt, de aceea am ales și fado. Da. Prefer să cânt ceva mai de suflet. Mai puțin comercial. Mai puțin comercial, ceva mai altfel și îmi doresc în schimb, dar trebuie să-mi adun eu gândurile, să compun un fado al meu, pe sufletul meu. Da. Dar care nu știu dacă va deveni hit, dar măcar va fi ceea ce ți exact. Dorești și da. Ce-ți place. Da. Ai avut parte de trădări? Nu știu dacă trădări. Cred că e mult spus. Dezamăgit oamenii? A, da, clar, clar. Dar apropo de ce mai îmi spunea tata, să nu-ți faci iluzii ca să n-ai deziluzii. Uh-huh. Întotdeauna am pornit cu ideea, când am cunoscut o persoană, că persoana respectivă, la un moment dat, s-ar putea să mă trădeze în vreun fel. Așa. Și atunci prefer să pornesc cu ideea asta, decât să-mi imaginez că toată lumea e bună și corectă și să am niște deziluzii fantastice. Și atunci, probabil, datorită acestui fapt, nu am avut așa o durere, să o simt într-adevăr ca pe o trădare. Da, am simțit și din partea unor apropiați care spun că sunt prieteni, dar știu foarte bine ce gândesc și cât discută în spatele meu. Dar le iau ca atare. Au fost oameni care au profitat de pe urma ta? Nu pot să spun. Numelui tău sau nu știu, voiau să fie în compania ta pentru că ești Ioana de Chisean? Asta clar. Asta mi s-a întâmplat și în liceu și în facultate. Am mai pățit, da. Acum nu. Acum am învățat să... Înainte fiind probabil mai tânără, nu știam cum să gestionez lucrurile.
acum am învățat și știu foarte bine până în ce punct să merg cu anumiți oameni, încât să-i las sau nu să profite de mine. Și mă rog, probabil acum ai și intuiția mai dezvoltată. Probabil. Datorită experienței exact, de viață. Exact. În afară de pierderea tatălui, care a mai fost un moment care te-a pus așa un pic la pământ? Adică ai mai avut momente grele prin care ai trecut? Nu. Care te-au dezechilibrat? Care m-au dezechilibrat? Nu. Atât de tare cum a fost pierderea lui, nu. Ai trecut prin momente de depresie? Da. Da, am avut. Îmi povestești despre asta după pauza de publicitate. Avem aceste două cutii în emisiune, cutia sufletului, cutia roșie și cutia aurie, cutia banilor. Uite, cu cutia sufletului. Hai. Să știi că mie îmi plac astfel de provocări. Cine este sufletul tău pereche? Tatăl tău sau soțul tău? Hai să deschidem și cutia aurie, cutia banilor. Cât să trăiesc liniștită. Mi-ai spus că ai trecut prin perioade de depresie. Da. Când s-a întâmplat asta? După ce a murit tata. Dar nu imediat după. Eram în continuare foarte dură cu mine și îmi spuneam că eu pot să duc orice și sunt puternică și nu am de ce să fiu depresivă, să plâng. Bineînțeles că prima noapte după ce a murit tata, m-am îmbrăcat într-o pijama de a lui și m-am așezat pe patul lui în dormitor, pe întuneric, și stăteam și plângeam. Adică noaptea aceea chiar nu am putut dormi. Și probabil pentru că au fost nenumărate momente în care eu nu am vrut să plâng și mi-am ascuns sentimentele, chiar și pe perioada lui de spitalizare, toate acestea și-au pus amprenta asupra sănătății mele și cred că de acolo s-a declanșat o ușoară depresie sau mai bine spus stări depresive, da, pe care am reușit să le depășesc cu ajutorul Anastasiei, că ea era cea care mă vedea și probabil și din cauza asta nu vroiam să mă arăt foarte rău în fața ei. Și încerca să nu te adâncești în aceste Da, exact. Da, ai apelat la specialiști? Nu. Psihoterapeuți sau așa? Nu. Nu, pentru că... Ai reușit să gestionezi? Îmi aduceam aminte ce spunea tata. Tata a trecut prin al doilea război mondial. A stat în lagăr. I-au murit părinții până să împlinească 18 ani. A muncit în fabrică. A fost ucenic. Prin ce perioadă a trecut după ce a fost repartizat la Botoșani, după ce a terminat un ATC-ul, nu avea de niciunele. Și am stat și m-am gândit, omul acesta care a trecut prin atâtea durere, atâtea lucruri traumatizante și eu să fiu în depresie, am un copil pentru care trebuie să merg mai departe și pentru care trebuie să-mi păstrez sănătatea mentală. Și m-a ajutat foarte mult muzica, m-a ajutat Adi, mama, dar principala mea alinare este în continuare Anastasia. Și aveam momente când pur și simplu plângeam din orice. Și cred că nu am vrut să apelez la un specialist, pentru că specialistul, oricât te-ar asculta, părerea mea, da, adică nu vreau să lezez pe nimeni. Poate în anumite situații sau pentru anumite persoane funcționează. Da, da, evident. Adică a fost strict alegerea mea și gândirea mea, pe care eu o consider că mi-a fost benefică. Și a funcționat așa. Exact.
Nu cred că un specialist poate să pătrundă în adâncul inimii mele și în adâncul minții mele într-atât încât să poată să înțeleagă ce spun, ce simt cu exactitate. Poate să-și dea seama de o anumită tipologie, poate să-și dea seama dacă într-adevăr sufăr sau nu și așa mai departe. Dar ca să mă vindec, eu am fost cea care a ales și a spus nu, tu trebuie să te ridici, apropo de puternic, tu trebuie să te ridici, da, plângi, da, dar mergi mai departe, nu ai de ce să fii în depresie. Și am încercat să-mi ocup timpul în permanență cu ceva, mintea să o țin ocupată și ceea ce mie mi-a adus o alinare a fost să umplu casa cu pozele lui. Da. Ioan, avem aceste două cutii în emisiune, cutia sufletului, cutia roșie și cutia aurie, cutia banilor. Așa. În fiecare dintre ele e câte o întrebare. Așa. Din zona asta. O să te invit Sunt să curioasă. Le deschizi pe rând și să răspunzi. Dar da? Începe cu care vrei tu. Uite, cu cutia sufletului. Hai să vedem ce se ascunde. Sunt curioasă. Să știi că mie îmi plac astfel de provocări. Hai. Ia să vedem. Te rog să citești cu voce. Cine este sufletul tău pereche? Tatăl tău sau soțul tău? Sufletul meu pereche este soțul meu. Sufletul meu geamăn este tatăl meu. Foarte tare. Da. Să faci așa... Adică ai explicat foarte bine exact da, pentru rolurile că... fiecăruia. Exact. Pe tata l-am simțit ca jumătatea mea identică. Uh-huh. În schimb, Adi este jumătatea care mă completează. Okay. De aceea am spus că este sufletul meu pereche. Și mi-ai spus că are anumite trăsături din tatăl tău. Da. Dar ce defecte are Adi? Uite, nu mi-ai spus. Mi-ai spus că se enervează. Da. Așa, e mai impulsiv, mai... Este mai impulsiv, uneori împrăștiat, uită lucruri, dar uită pentru că el este foarte concentrat pe munca lui, pentru este munca foarte este serios, de așa exact, care te obligă, și îi cere ca mintea lui să fie în permanență în priză și atunci pe alte lucruri pe care el știe că se poate baza pe da. Mine, e ceva mai relaxat. Și atunci aici intervin eu, apropo de sufletul în pereche. Da, uită lucruri. Ultima dată a uitat un portofel, nu mai știa pe unde și-l pune. Cheile, acte, telefonul, nu și-l găsește. Zic, iubire, liniștește-te. Și atunci tu trebuie să intervin și să exact, rezolvi problema. Și atunci intru eu în acțiune și... Am înțeles. Bine, hai să deschidem și cutia aurie, cutia banilor. Cutia banilor. Și aici e o aici întrebare. Chiar sunt curioasă. Ce întrebare? Îți place luxul? Îmi place, dar nu fac din el o prioritate. Adică e în funcție de priorități. Ce avere materială ai moștenit de la tatăl tău? Cât să trăiesc liniștită. Cât să nu duc grija zilei de mâine... Cât să-mi fac mici bucurii, cât să nu sufăr, pentru că el întotdeauna spunea că își dorește un copil în momentul în care știe că îi poate oferi ceea ce el nu a avut când a fost copil. Și când eu m-am născut, el avea 54 de ani, era în glorie. De plină și... Cred că mult mai important decât averea materială este numele pe care mi l-a lăsat și atât de multă dragoste și o carte cu învățături, carte în ghilimele cu învățături și cu sfaturi pe care le folosesc zi de zi și mă ajută. Le și strecurat pe unele dintre ele în unele, discuția da. Noastră de astăzi. Practic, tu ai putea să nu mai muncești deloc toată viața și totuși să ai o viață bună, nu? Practic, da. Asta nu, că ești o femeie activă, dar așa, da. Matematic vorbind... Matematic, da. Ai putea da. Să faci asta. Da, dar aleg să fac asta de plăcere, pentru că iubesc ceea ce fac, pentru că îmi ține mintea
Rează. Rează și în alertă, tot timpul, antrenată. Uh-huh. Și pentru că este frumos să las și eu ceva în urmă. Și mai are momente Anastasia când mă aude fie la radio, fie mă vede la televizor, spune, asta este mama mea! Așa că vreau și eu ca Anastasia să fie mândră de mine. Nu, probabil nu la același nivel și nu cred că voi ajunge vreodată la același nivel cu părinții mei, pentru că au fost și alte vremuri și alte situații. Dar eu sunt fericită dacă las ceva frumos în urma mea pentru Anastasia. Mulțumesc mult de tot pentru prezența, a fost o reală plăcere. Și eu mulțumesc. Plăcerea a fost de partea mea. Să ne mai revedem. Cu drag. Să mai povestești, poate cine știe, mai apare vreun nou membru în familie. Da, da, își dorește Anastasia un cățeluș. Am înțeles. Nu există presiunea, nu știu, anumitor membri ai familiei. Nu mai faceți un copil, știi cum se spune. Nu. Mama ta nu își mai dorește un nepoțel, o nepoțică? Nu își mai dorește, dar nu prea își permite, în sensul că ea știe că este destul de dificil, da, și o mare responsabilitate, ca dovadă că și ea a stat acasă să aibă grijă de mine, și atunci toate aceste lucruri le lasă la latitudinea mea și a lui, și a lui Adi. Mulțumesc mult de tot, Ioana. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă, dragi telespectatori. Ne revedem data viitoare. Bărbații nu sunt fide. Se fidelizează. Dragostea ca la început, asta e o vrăjeală. Regulile în clasă le face femeia. Regulile în societate le face bărbatul. Dacă tu ca femeie pleci din star cu ideea că bărbații sunt fideli, ești în eroare rău de tot. O femeie, dacă te admiră, te-ai scos. Conviețuirea aduce, bineînțeles, acea mod, acel comportament de rutină. Și rutina ne plictisește. Frustratul trage în jos, e negativist de obicei.